Continuăm emisiunea Adale Buzoianului împreună cu domnul Doru Muzgoș. Vorbim despre ce se întâmplă pe scena politică în România. O să vorbim și despre problemele din Buzău. Dacă aveți reclamații sau ceva nu e în regulă în mediul în care trăiți, sunați-ne să ne spuneți. O să rugăm și pe domnul Muzgoș să spună părerea. Vorbeam mai devreme, domnule Muzgoș, despre candidatul pe care îl susțineți. Un protocol cu ALDE. Și lăsându-l pe domnul Mircea Diaconu să își pregătească, bineînțeles, campania electorală și discursul, o să vă întreb cum stau lucrurile între dumneavoastră și cei din ALDE Buzău. V-ați întâlnit până acum? Ați discutat? Noi nu avem. Dragi prieteni, stimați telespectatori, doamnă, deci repet, s-a vehiculat, domnule, s-a făcut alianța, oamenii folosesc tot felul de termeni. Noi nu avem, la nicio ora treabă la care eu vă vorbesc, și rețineți că am proprietatea termenilor, între Pro-România și ALDE este doar un protocol de colaborare și de pentru susținerea candidatului independent Mircea Diaconu. Mâine chiar veți avea un comunicat presa dat de Pro-România Buzău și semnat de Felix Rache. Mai mult decât atât, noi vom face campanie pentru Mircea Diaconu, dar cu echipele noastre. Nu ne amestecăm. Ei îl susțin pe... dacă noi ne vom înțelege, eu, să zicem, la Nehoiu, mă înțeleg cu băieții de acolo, care am o relație foarte bună, vrem să facem o acțiune, foarte bine o facem, nu ne împiedică nimeni, bă, nu vă duceți. Dar noi ne facem campanie de susținere a unui candidat și ne facem campania noastră. Eu sper că sunt destul de clar aici. Nu există deocamdată, cum se spune, domnule, s-a aliat, ăia cu aia, nu, doameni buni, niște șefi de partide au ajuns la concluzia că bine ar fi la momentul ăsta, pentru România, să îl susțină pe candidatul independent Mircea Diaconu. Au găsit că domnia sa are niște calități, întrunește niște calități care la momentul respectiv l-ar putea face să se bată pentru turul 2 cu candidatul cu Iohannis. Asta, așa stau lucrurile. Nu avem nici relații de nu știu ce, nici relații de dușmănie cu colegii de la Buzău, nici nu avem... Dacă la un moment dat, spre exemplu, Mircea Diaconu nu are și vrea să-și ducă crucea asta până la capăt, normal că omul vrei să ai echipe de partid care să strângă semnături, să te ajute, să te sprijine, să vorbească de tine, să nu știu ce, dar Mircea Diaconu este susținut și de organizații nepolitice, de sindicate și, am spus mai devreme, personalități din lumea politică, din lumea medicală, din lumea știință, din Academia Română, poftim, eu știu câteva nume, mi s-a sugerat că deocamdată nu e bine, o să vină momentul ca să fie o surpriză. Și cred că e mai bine așa. Cam așa stau lucrurile. Cum va evolua această colaborare dintre Pro-România și ALDE? Sub ce formă se va continua în această campanie? După această campanie vom vedea. Dacă mă întrebați pe mine personal, pe Valea Buzăului sunt locuri unde avem relații foarte bune cu colegii. Sunt chestiile locale care, vă spun, depășesc orice înțelegere de nivel național în momentul în care... Eu la Nehoiu cu ALDE am o relație excelentă. Deci dacă ne întrebați și vreau să vă spun și ei au oameni și noi avem niște oameni cu ALDE, și eu vă spun, fără niciun fel de... să nu fiu acuzat de lipsă de modestie, echipa ALDE și Pro-România de la Nehoiu, oamenii care constituie acele echipe, este peste, cu mult, peste a PNL și PSD astăzi. Cu mult! Când spun chestia, eu am mai avut echipe la Nehoiu care rivalizau cu cele de la județ. Vorbesc de oameni care au în spate ceva, au carieră, au carte, au de toate. În unele locuri nu se înțeleg, vom vedea, nu știm care e. Deocamdată, ținta noastră este să-i dăm sprijinul candidatului independent Mircea Diaconu. Când vom primi și materiale care să spună despre... Deocamdată are televiziunea, domnia sa se exprimă în televiziune, va fi un candidat atipic, ați văzut, dânsul spune că nici nu vrea să ajungă la Cotroceni. Cotrocenul este doar o chestie pentru
primiri și așa mai departe, are modul domniei sale de a vedea lucrurile, vom vedea. Dar cu siguranță știe ce face. Am spus, dacă vi s-a părut că m-am aprins mai devreme, nu este corect să spui până la urmă de ce putem să trecem dintr-o parte în alta repede. Adică am fi putut să spunem despre el, dacă să zicem era premiat de o chestie, mare actor, mare, cel mai mare, știți că noi punem din astea oamenilor. Nu, este o personalitate artistică importantă în România, i-a plăcut, are hobby-ul ăsta. Din punctul meu de vedere, nu mă rușinez, pentru că omul ăsta n-a furat, și eu arunc eticheta asta, că sunt cinstit și onest. Așa o facem toți, știu că toți o facem. Dar mi-ar plăcea să cred că la un moment dat România are un președinte care este mai presus de orice mizerie politică. Punct. Frumos spus, da. Domnule Muzgoș, dumneavoastră pentru ce vă pregătiți? Cum vedeți anul viitor după alegerile prezidențiale? O să avem alegeri locale, apoi alegeri parlamentare. Ce v-ați dori dumneavoastră în cariera politică pe care ați început-o, spuneați în prima parte, la PDL, da? Vreți să vă fac o mărturisire. În ultima perioadă am fost mai puțin vocal. Am și scris mai puțin, am eu care am fost, așa că vreți, un pionier așa al internetului în zonă, și scriam și am fost mai puțin. Trebuie să recunosc că sunt un pic dezamăgit. Mult, mult dezamăgit. Probabil că o să spuneți, domnule, dar veni-o cu argument. Nu o să dau nume, nu o să spun nume, dar vă spun, se vor pregăti de niște fraude imense. Deci eu vă spun, pe Valea Buzăului, toți ăștia care au apărut, toți, nu toți, pentru că sunt și oameni foarte corecți și onești care au vrut să facă politică, au intrat tineri, dar sunt oameni care deja folosesc mita electorală la greu. Și probabil... De ce nu mergeți dumneavoastră să faceți un denunț? Probabil s-au făcut și denunțurile. Nu prea este în stilul meu cu denunțul. Gândesc că dacă păi spun vorbim că așa făcut... degeaba. Nu vorbim poate degeaba. Poate puteți stopa foarte bine. Infracțional. Nu o pot stopa, doamnă. Nu o stopa. Uitați-vă ce se întâmplă în țara asta. Apropo de nenorocirile care s-au întâmplat în ultima perioadă. Deci nu sunt de acord. Dom'le, la un moment dat, și am să vă spun chestia. La un moment dat, este clar, poliția și-a arătat că are mari, mari probleme. Nu? Mari carențe. Au făcut niște concedieri premature, locul a fost luat de mulți care probabil n-au atins maturitatea profesională, ca să nu mă exprim greșit, dar în momentul în care vezi pe unde te uiți, peste tot, numai și numai la modul vorbind numai urât și denigrator și la adresa întregii instituții, așa, din acel moment, credeți-mă că ne facem un mare rău nouă. Ne facem un mare rău nouă pentru că nu mai credem în nimic. Este pasul acela către disoluția autorității. Către ce te mai ai? Deci, de undeva trebuie să credem în cineva. Trebuie să credem că măcar în instituția aia mai sunt niște oameni profesioniști care vor pune lucrurile pe făgașă. Așa cum eu cred că în politică nu toți sunt niște hoți, niște nenorociți, că sunt oameni care cred în țara asta, în locurile pe care le calcă și că vor să lase ceva în urma lor, și așa mai departe, și în economie, și în toate domeniile. Dacă nu credem în chestia asta, înseamnă că ne pierdem speranța și am terminat cu totul. Puteți să ne ducem cu toți acasă. Dar sunt un picuț dezamăgit și de la chestia asta am văzut oameni, credeți-mă, eu am făcut foarte mult, am ajutat foarte mult, am promovat asta. Dom'le, pentru un seleruț, pentru o chestie, te vinde și fratele tău. Pentru că nu vreau să dau una, te vinde și fratele tău. Bine, eu nu știu din ce experiențe vorbiți dumneavoastră, dar haideți să revenim la subiectul emisiunii, că era unul politic. Deci credeți-mă, atunci când locuiești pe o vale, cum este valea noastră și unde noi ne cunoaștem de capul al fine toți, cine, ce suntem, ce hram purtăm, nu e ca la bloc când te duci, locuiești într-un oraș mai mare și aproape că după 10 ani tu nici măcar nu te saluți cu vecinul. Noi știm tot, cam toate chestia. Și să vede un picuț mult mai urât în momentul când te miști așa, să vede lumea asta. Eu cred că ați înțeles cu toate astea întrebarea pe care speranță. V-am adresat-o mai devreme. Nu. N-ați fost atent la întrebare. Vă rog. Am observat din răspuns.
Vă întrebam ce vă pregătiți să faceți în cariera politică anul viitor, că vom avea alegeri locale parlamentare. De acolo am pornit. Eu am pornit întâi cu partea asta. V-ați pierdut unul. V-am mai spus odată de aici și sunt consecvent în cele ce spun. Este prematur să spui astăzi de la ce-ți dorești tu și ce vor vedea oamenii că ești în stare să faci, este cale lungă. Deocamdată, eu știu că îmi fac treaba, că pentru că eu sunt plătit din mediul privat și mi-o fac treaba aia acolo foarte bine. Dar mi-o fac chiar foarte bine. Am făcut atât de multe lucruri, pentru că era o mare imensă greșeală dacă mă înduceam eu pe unde aș. Am făcut foarte mult, am creat locuri de muncă, muncesc acolo și mi-aș dori să fac anul viitor multe. Voi candida, nu știu astăzi, vom venea după prezidențiale, unde suntem fiecare și unde... Eu am deci vorbit vreți să candidați? Cu niște, cu siguranță, da. Am la vorbit Nehoiu, cu colegii unde? De acolo. În ce calitate? La Nehoiu, la Consiliul Județean, la parlamentare, eu știu, ce alegeri vor fi anul viitor. Dar deocamdată, haideți să vedem să facem niște... Să facem niște rezultate, să vedem ce oameni strângem în jurul lor. E foarte important ce echipă strângi în jurul tău. Uite, eu o să dau un nume. Știu un partid care a produs niște surprize plăcute. Nu am văzut nici până astăzi oamenii. Deci eu cred, cel puțin din experiența mea, dacă nu reușești să aduni în jurul tău niște oameni care reprezintă ceva în zona respectivă, nu faci nimic. Dacă reușești... Un telespectator ceva. Este, vă rog. Are două întrebări pentru dumneavoastră, chiar dacă nu cred că puteți răspunde la niciuna dintre ele. Da, de ce să nu? Păi, prima întrebare e de ce nu candidează Florin Piersic? Știți răspunsul întrebării? Poate ar trebui să-l întrebe pe domnul Piersic, nu? Păi, uite, eu știu, Florin Piersic a spus că el nu candidează, că nu-i place politica. Da, toată admirația pentru dânsul. A doua întrebare... Cât a primit invitatul dumneavoastră să laude ALDE 4%, întreabă telespectatorul. De la noi n-ați primit nimic, cred că nici de la ALDE n-ați primit nimic. Deci nu i-ați lăudat pe cei de la ALDE, nu știu de unde a înțeles domnul sau doamna care ne-a trimis mesajul. Nu i-am lăudat absolut deloc, am vorbit ce răzătă, trebuie neapărat, dacă injuri, zice, văd de ce injuri. Nu injuri, eu am spus odată că... chiar spuneam că eu nu l-aș susține pe Călin Popescu Tăriceanu, dar nu neapărat că nu-l apreciez, că nu e un om cu o experiență politică. Au fost anumite lucruri cu care nici eu n-am fost de acord. Sunt anumite chestii pe care nu mi le pot înșela. Adică, ăsta este firea mea. Altfel, stăteam acolo. Eram un sluguță pe la băieții aia de unde am plecat acolo și stăteam și pupam și eu nu știu ce pare. Nu, îmi spun atunci când am ceva de spus, o spun. Și ați văzut, chiar dacă mă ceartă unul și altul, eu tot o spun. Găsesc eu formula și tot o spun. Asta este. Chiar vă spun cinstit, mă interesează mai puțin partea, finalitatea aia materială. Pe mine mă interesează partea aia. Eu dacă am ceva de spus, eu chiar spun. Așa. Nu, ce ați mai avem de spus problemă. Astăzi, ce să, ce să facem cu... Mai avem 3 minute. Ce mai aveți de spus deci, astăzi? La Nehoiu, stimați domn, s-ar putea ca cetățeanul respectiv să fie din Nehoiu. Deci, colegii mei de la ALDE la Nehoiu sunt oameni valoroși. Punct. Doar colegii dumneavoastră de la ALDE din Nehoiu sunt oameni valoroși? Probabil mai sunt alți colegi, nu-i cunosc chiar pe toți. Dar asta. Eu cu ei, noi ne înțelegem, oameni civilizați, da. Sunt oameni instruiți, sunt oameni care pot demonstra oricând, orice partid și-ar dori și sunt convins că avem, dacă facem acolo, avem cea mai tare echipă pe care o are Valea Buzăului. Mai avem pe cineva la telefon, bună seara, sunteți în direct. Numai să mă asculte pe mine. Vă rog, spuneți. Am ascultat emisiunea asta. Mi se pare că domnul Doru nu știe ce vorbește. Spuneți despre ce e vorba exact, ca să nu se supere iar domnul Mozgoș, că nu mai terminăm emisiunea nici mâine, dacă nu, se supără. Nu, dar mi se pare că dânsul au toate studiile. El e cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai pe Valea Nehoiului. Cunoașteți pe altcineva care ar putea să fie mai bun pentru Valea Nehoiului? Dacă are studii în politică, nu știu, dar nu s-a înființat o societate politică de... Dar unde am zis eu că sunt cel mai tare și cel mai... Unde ați... Dar nu, așa v-ați spus toată emisiunea. Asta a înțeles telespectatorul nostru. O întrebare aveți pentru domnul Mozgoș? Mai priviți-o și reluare, ca să vedeți că nu-i chiar așa. Am vorbit de alții. Numai puțin. Aveți o întrebare sau nu? Da, ce să mai pun, că domnul e foarte inteligent. E cel mai tare din parcare. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Vă mulțumesc și că ați urmărit emisiunea. Domnule Mozgoș, e o impresie. Nu a spus dumneavoastră că
ați avea studii în politică, e o impresie cu care a rămas telespectatorul nostru. De aceea vă spuneam că e bine să avem mesajul concret și clar, astfel încât să înțeleagă oamenii exact ceea ce vrem să transmitem. Și în concluzia emisiunii de astăzi, o să vă rog să le spuneți încă o dată telespectatorilor noștri ce se va întâmpla începând din data de 12 octombrie, când începe campania electorală. Ce veți face atunci? Începând din 12 octombrie, vom merge din poartă în poartă, vom discuta cu oamenii și vom prezenta candidatul nostru, vom prezenta și materialele care îl vor defini prin program pe candidatul Mircea Diaconu. Sincer să fiu, mie mi-ar fi plăcut să-l avem invitat, să-l și ducem. Nu, am înțeles că domnia sa vrea să vină singur, dacă poate vine acolo. Poate se răzgândește, da, cine știe. Da, mă rog, campania dumnealui și-o conduce, noi îi dăm tot sprijinul. În momentul în care a intrat într-o horă, trebuie să o joci până la capăt. Va veni și la Buzău, știți? Cred că da, noi vom face invitații. Vă dați seama că probabil și noi și cei de la Alde vom face invitații, dar așa am înțeles că domnia sa vrea, de fapt, nu vrea adunările alea tipice pe care le fac partidele politice în România. Dânsul vrea să se ducă în aglomeră, să n-are frică e să se popular, ducă între da. Oameni. Da, așa. A spus da, că asta e domnia bine. Sa vrea să ajungă să vorbească dânsul cu omul direct. Nu e bine, că știți că ne-am plictisit mulți dintre noi de da, tot ce se întâmplă pe la întâlnirile acelea acum, grandioase ale partidelor. Chiar dacă sunt anumite lucruri cu care, să zicem, personal, eu ca și militant politic nu-s de acord, sau le-aș vedea altfel, este clar că trebuie să-i respecti din moment ce tu ți-ai asumat că susții un independent, trebuie să-i respecti dorința și programul domniei sale. El nu e făcut după tipul de partid în care eu primesc de la partid și spune, băi, uite, așa vom face, ăsta e programul nostru. Noi facem tot ce credem noi de cuvință independent să susținem candidatura acestui. Mi se pare om. Foarte crede-mă interesant ne-l. Discursul acesta. Îl înțeleg. Înțeleg exact motivația. Dar spuneți-mi ce s-ar întâmpla dacă, ipotetic, așa, vorbim acum puțin povești, dacă ar deveni domnul Mircea Diaconu președintele României, cine ar fi, de fapt, câștigătorul alegerilor? Pro-România ALDE și Mircea Diaconu sau doar Mircea Diaconu? Da, este interesant să știți că ne-am gândit. Probabil că Mircea, dar este evident că ai și tu, ai sentimentul ăla că ai participat la ceva, normal că te consideri și tu cu un pic de participare în acea victorie. Deci e firesc să o să înceapă fiecare să spună, da, și noi, și noi. Dar e un candidat independent, de la început omul v-a spus, eu... Da, știți cum, eu parcă sunteți așa într-o familie în care niciunul nu vorbește cu altul. Cred că ar trebui să faceți o ședință să vă împrieteniți mai tare, pentru că înțeleg că vă disociați de domnul Diaconu, dânsul de dumneavoastră, nu, dar până nu, la urmă nu, sunteți nu, împreună nu, un tot. Nu, nu, n-ați... Nu, 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 n-am înțeles nimic. Susținem, da. Suntem niște partide politice care susținem un candidat independent. Un candidat independent ar trebui să n-aibă nicio legătură cu un partid politic. Nu, domnule, are legătură de cu vedere. Partide politice, dar nu partidele politice îi definește lui calea. Ce este foarte greu? Ce dacă sindicatul să-l susține sau dumneavoastră să-l susține, vă aruncați nu știu ce chestii. Eu nu sunt partid politic. Nu, o personalitate. Deci nu sunteți oameni din teatru, din televiziune, politic. Poate să vină din societatea civilă. Pentru că am spus mai devreme, o să vedeți și comunicarea. Da, asta am înțeles. Sindicate, personalități, actorii, muzicieni deci și tot felul de artiști. Avea, totdeauna avea sentimentul ăla că știi că ai participat și tot. Dar, în primul rând, să vă spun o chestie. Mircea Diaconu, dacă va fi președintele României, nu va putea să-i spună nimeni să spună să-l tragă de mânecuță. Bă, știi că eu mi-am pus aparatul. Nu. Pentru că nu a venit el să bată la ușă. Nu. El a zis, bă, mă susțineți, uite, eu sunt ăsta, eu vreau să fac asta. Și noi îl susținem. Nu va fi chemat la partid și să-i se spună, domnule, știi, ăla va fi premier, ăla va... Nu, nu există după tipicul ăla, știți? Candidează Mircea Diaconu la prezidențiale și premier va fi X sau Y. Nu. Știți cumva cine l-a ales dar pe domnul Mircea Diaconu? Dar poate că societatea are nevoie astăzi de... Știți cine l-a ales candidat pe domnul Diaconu pentru a fi susținut de această alianță între Pro-România și uite, ALDE? ALDE sau Pro-România? Nu. Haideți să vă spun o chestie. Dacă... N-aș vrea să o luați cu titlul de... Deci, din câte știu eu așa mai multe, partidele nu sunt niște... Ele știu, au pragmatismul lor și își fac sondaje.
În momentul în care s-au făcut un sondaj de opinie, s-a arătat că, de fapt, Mircea Diaconu, știți că el a fost sondat prima dată de PSD. Mircea Diaconu a fost făcut un sondaj de opinie făcut de PSD și Mircea Diaconu avea de vreo 2-3 ori cât Dăncilă. Și atunci, Pro-România, care avea și ea un sondaj făcut, așa, a spus, știți, a făcut propunerea aceea, haide să susținem stânga, să susținem toți un candidat, pentru că, uite, dreapta are un candidat puternic. Dar și știm discuțiile. Cine l-a ales drept candidat pe domnul Mircea Diaconu? Nu l-a ales nimeni. Mircea Diaconu și-a anunțat... A venit la ușa noastră și așa putut? Nu, și-a anunțat asta, candidatura, și din câte știu eu, Victor Ponta i-a spus lui Tăricianu, hai să o susținem pe Mircea Diaconu. A, deci susținem. Pro-România, de fapt. Și atunci a mers. Da, domnul Ponta. Are mai puțină importanță că chestia asta, cine? Putea fi oricine. Important e că în momentul când ai fost de acord să susții pe cineva, este clar că... Trebuie să-l susții. Păi, gata, din momentul ăla toată lumea te susține. Așa. Domnule Muzgoș, vă mulțumesc mult pentru prezență. Și pentru că de fiecare întâlnire e una așa, din punctul meu de vedere, savuroasă, că întotdeauna mă face și să zâmbesc și mă uimiți de multe ori. Dar e bine că atrageți foarte mult atenția publicului prin temperamentul pe care îl aveți și prin modul de a spune lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc pentru prezență și poate data viitoare îmi spuneți mai exact de ce Mircea Diaconu. Sau poate, cine știe, vă apropiați mai mult unii de alții. Vă mulțumesc mult și spor la treabă. Data viitoare, mulțumesc, o să vin cu elemente din program pe care tocmai asta așteptăm, sper să-mi și placă elementele să vedem și noi program, ce... să susțin. Că nu știi sigur dacă deocamdată o să vă placă. Nu știm, deocamdată noi știm, susținem un candidat, dar trebuie să-i susținem. Aflăm pe parcurs. Vom afla pe parcurs, da. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ele nu se fac în laboratoarele de partid. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, spuneam, dar domnul Muzgoș nu vrea să încheie emisiunea. Nu uitați că urmează jurnalul Campus TV. O seară bună și un weekend plăcut. La revedere! Să-l-i.